Astăzi are loc ședința de judecare a dosarului civil numărul 13 privind cauza de natură comportamentală antisocială și anticivilă a numitului domn Goe. Întreaga procedură se desfășoară sub auspiciile democratice și flexibile ale unui proces literar. Domnișoară, dosarul cu numărul 13. Să intre avocatul apărării. Domnule președinte, sunt Pețulescu, avocatul apărării. Rog să permiteți prezentarea inculpatului. Să intre numitul Goe. Bravo, Aline! Bravo, bravo, ciucalada, proastă, n-auzi! Fă-l răbdare, pușoane, că-ți dă mamare. Vreau să fie și mamiță, că-i prea liniță. Vă rog! Băiatul, unde-i băiatul, stăță mă? Aici sunt! Să intre avocatul acuzării. Onorată instanță, stimat auditoriu, îl acuz pe acest tânăr că este leneș. Probele stau în mărturie. După cum scriam, ca să nu rămâie repede și anul acesta, mamare, mamința și tantimița, aceste trei dame au promis tânărului să ducă în București de 10 mai, cu trenul. Păi dacă n-a furat bamporiu, că marinerii merg cu... Taci, soro, că nu se zice mariner, se zice marinar și lasă-l pe domnul președinte să... Vedeți, sunteți proaste amândouă, că nu se zice nici mariner, nici marinar. Dar cum, procopsitule? Marinel! Liniște! Nu despre mijlocul de transport este vorba aici, ci despre meritele tânărului care... E lucru mare de liniște. E ceva de speriat, parol. E repetent și pe deasupra nerăbdător, irascibil, învăța să comande de parcă ar fi pe moșila lui tătână său. Păi, chestia cu întârzierea trenului pe peron când strigă: mamare, de ce nu mai vine? Eu vreau să vie. Și cu ușa pierdut pălăria, să oprească! Mi-a zburat pălăria, să oprească! Păi el e de vină dacă conductorul trenului, când nu vine, când oprește, ce? Fiecare face de capul lui ca la balea muncă. Și e analfabet! Pronunță greșit când vă corectează și vă face proastă. Dar... Păi dacă suntem în comparație cu dânsul... Apoi de, n-a învățat toată lumea ca artica dumnealui. Dă-sta să rute și mamița și să-i pălitească de lui. Și e fudul! Face pe bărbatul! N-a intrat în cupeu, așezut pe coridorul vagonului cu bărbatul. Păi, uitați-vă la el ce bărbatile! N-are educație cu cona. Vorbește urât cu cei din jur, mai în vârstă și... De unde știi dumneata? De unde știi dumneata? Ai de unde? Liniște, să intre martorul acuzării. Să intre următorul martor al acuzării. El e, domnule președinte, necivilizatul, vagabondul, când i-am zis nu, nu e voie să scoți capul pe fereastră, mititelule, și l-am tras înapoi. Știți ce mi-a răspuns odată instanță? Hei, ce? Te pomeni că ai fi vrut să-ți mulțumească după ce l-ai zgâlțăit de atâta. Mi-a răspuns... Clar, mama mare de... Mi-a răspuns, auziți și dumneavoastră, ce treabă ai tu, urâtule? Ce-i femule, pricopsâtule, să te facă fost frumos din poveste? Nu vezi că arăți ca mama pădurii? Mama pădurii ești dumneata, onorată instanță, protestez! Asta e calomnie, nu permit ca niște... Niște ce, mă? Niște ce? Niște dame care scot ochii cu umbrela. Liniște, că evacuez sala! Să intre următorul martor al acuzării! Să intre controlorul! Eu știu clar regulamentul. Scuzați, doamnelor din stânga și dreapta, stimabilului prezident. Dar funcție și regulamentul e... Halal regulament! Exact! Regulamentul e de dracu' el. Aveți răbdare, stimabilelor? Da, aveți! Uite, am găsit! Dacă un pasager n-are bilet și nu declară că n-are bilet, îi se ia o amendă de 7 lei și 50 de bani și îl dă jos la următoarea stație. Dumnealui n-a avut bilet, așa că... Eu i-am spus să nu scoate capul pe fereastră. Ba mai mult, s-a spânzurat iarăși pe fereastră. Deci treaba. Nu-i treaba dumitale. Ce te amestești dumneata? Deci trebuie să plătiți bilet. Dar nu mai plătit de la o dată. Și o amendă de 7 lei și 50 de bani. Adică te ia pe deasupra 1 leu și 50 de bani. Și pe deasupra? Omul acesta ia șpagă, ia mită, vrea să... Domnule prezident, nu permit... Sunt cetățean onorabil. Nu permit să fiu insultat cu insinuări.
fumări în public. Da, da, nu permitem ca dumnealor niște... Liniște, vă rog! Să intre următorul martor. Mai e vreunul? Eu, domnule președinte, onorată instanță, cred că Goi este un copil lipsit de sentimente. Când mamarea lui a întrebat să moară mamare, el a răspuns să moară. Ei, așa vă trebuie, că-i prea cântați între cornițe. Este aintat. După ce și-a pierdut pălăria cabinetul, mamare, damenei dau un berec, îl copleșesc cu laude că-i stă bine, îl scuipă să nu-și de oameni și sărută dulce pe rând cu toate. Ce mamă de bătaie aș fi dat eu! Fugiți de aici, mâncoșor! Ce știți voi? Un cal am mult mare de băiat, frumos și deștept. Să-ți dăm o mare ciocolată? E boțogar și năvleg. În timp ce noi stăm cu minți în compartiment, el s-a blocat în toaletă. Și fără caracter, mama le păzește Sfântul în geamătan străin să nu îi se întâmple ceva puișorului. Halal, domn Goe! Habar n-are pe ce lume se află. Să nu știe el că semnalul de alarmă oprește trenul. Da, și tu poate nu se răptească intenționa să-și caute pălăria cu biletul. Ați fi vrut să-i zimbrăpădească băiatul? Hai! Să-ți dăm o mare și o caramelă? Liniște că, drept la replică, conform legii și Constituției, are cuvântul apărarea. Domnule președinte, stimat auditoriu, onorată instanță, îl vedeți pe acest tânăr? Nu-i decât un copil nevinovat. Îl condamnați că e leneș și i-a rămas repetent. N-a rămas, chiar domnul Caragiale scrie negru pe alb, ca să nu rămâie repetent. Deci nu e tot una cu a rămas. Și apoi, ce-i trebuie lui carte dacă are de toate? Că e analfabet, dar la vârsta lui de... Doar 12 ani și om. Știe destule. Cine le corectează, vă întreb, pe cele trei dame? Cine le face cultură? E lucru mare cât te dădește. E ceva de speriat, e parol. Cât e de incult? Și nu tot la mare care are experiență în glumă, îl încurajează, îi recunoaște meritele. Apoi de ne-a învățat toată lumea ca adicatumia lui. Și dacă... Și dacă i-a zburat pălăria, vântul, curentul e de vină dacă nu-i lua pălăria, că s-a blocat în toaleta trenului. Că fereul e de vină, de ce nu repară ușile? Sau că stă pe coridor cu bărbații. Dar uitați-vă aici, chipei și e mâncala la mamința de beată. Sau că a tras semnalul de alarmă. E copil, e năzdrăvan. Ați văzut dumneavoastră babă frumoasă și copil cu minte? Analfabet, leneș, arogant, alintat, năvleg. Liniște, vă rog! Aveți puțin tică răbdare. Ce deosebire este, vă întreb pe toți, între domnul Goe de acum 100 de ani și cel de astăzi? Doar marca țigărilor diferă. Nu mai are trâmbiță și tobă, are celular. Nu mai are... Beret are ciprilică și ascultă la fel muzică de proastă calitate. Liniște, că evacuai sala! Se va da citire sentinței. Pe rol fiind soluționarea acțiunii unui proces literar în care acuzarea și-a prezentat învinuirile privind pe inculpatul Goe, iar apărarea s-a opus obiecțiilor formulate în conformitate cu codul civil privind normele sociale și democratice în spațiul european, instanța decide. Admite, în principiu și pe fond, probele prezentate de acuzare ca întemeiate, autorul Ionuca Caragiale fiind un vizionar prin mileniul al comportamentului domnului Goe. Și omologhează rapoartele de expertiză psihomotorie care duc la concluzia că educația familială de acum 100 de ani corespunde cu cea de acum, evoluția fiind doar de natură tehnico-științifică computerizată și hotărăște. 1. Până la vârsta majoratului, împricinatul Goe va lua lecții în particular cu o meditatoare și cu o doică, de bune maniere, ambele trecute de vârsta de 60 de ani, educația fiind garantată. 2. La vârsta majoratului va candida la un post în ierarhia politică, la guvernare sau în parlament. 3. Începând cu primul secol al mileniului 3,
Domnul Goe este obligat să călătorească în spațiul Schengen pentru cristalizarea unor relații de bună vecinătate cu toate țările dezvoltate în vederea promovării intereselor României în UE. 4. Va memora săptămânal 3 poezii moderne și va rezolva zilnic o pagină cu probleme românești pentru a-i pune pe gândul și a le da bătaie de cap politicienilor occidentali. 5. Pe toată durata vieții, personajul va consuma o cantitate redusă de dulciuri, mai cu seamă ciocolată, preîntâmpinând astfel diabetul sau alte boli ale secolului ce afectează inteligența în stare pură. 6. De asemenea, învinuitul este obligat să asculte oriunde merge muzică dance și hip-hop, toate variantele de manele, până când va vedea în fața ochilor ca înălucire pe Adrian Copilul Minune. 7. Și în sfârșit, inculpatul va plăti daune morale după cum urmează. Cetățeanului numit de el Urâtul, pentru denigrare și decădere din ierarhie estetică, în baza articolului 201, alineatul 5, sumă de 1 euro, iar controlorului amendă de 7,50 de bani vechi, adică la prețul pieței, după un secol, suma de o parachioară. Hotărârea este definitivă și irevocabilă.